Salutare, salutare, bine ați venit, Alex aici și eu o să vă exemplific ce înseamnă frână de motor în exterior, da? Sunt în treapta 6-a, 100 de km la oră, da? În primă fază am luat piciorul de pe accelerație, în treapta 6, mașina reduce, am deja 100 de km la oră. Retrogradez în treapta 5, am ridicat ambreiajul, mașina ajunge la 90 de km la ora. Asta dacă știu că în fața mea există o curbă sau un loc unde eu urmează să mă opresc sau să virez, un semafor. Din 5 am dat 4 și am ridicat ambreiajul. Mașina mea scade, am ajuns deja la 70 de km la oră fără să mă ating de pedala de frână, da? Treapta 3, scad 60 de km la oră. 50 de km la oră. Și treapta 2 pot ajunge la 20, poate chiar 15 km la oră fără să mă ating de frână, da? După cum observați, am ajuns la 20 de km la oră, n-am făcut nimic cu picioarele. Da? Încă o dată. De km la oră. În față este o trecere la nivel cu cale ferată. Treapta 3 am retrogradat. 70 de km la oră. 60 de km la oră. Treapta 2 retrogradez ușor cu ambreiajul. Nu voi face șoc în cutie. 50. 40. 30. 20 de km la oră, da? Și în acest fel nu m-am atins absolut deloc de frână. Stopul aferent, la calea ferată, 2 secunde. M-am asigurat stânga-dreapta. Continui deplasarea. Asta înseamnă o frână de motor. Asta înseamnă să mergi precaut, să prevezi niște lucruri, să le urmărești din timp, să știi că acolo trebuie să virezi, ar fi impropriu și ilogic să te duci cu accelerație până în ultimul moment și acolo ambreiaj și frână. Este risipă de carburant, este risipă de energie și este disconfort pentru cei care sunt în mașină. Bineînțeles, în afara șoferului, da? Șoferul știe la ce să se aștepte, dar ceilalți participanți, ceilalți pasageri, ca să le spun așa, nu vor avea nu vor avea parte de un drum foarte confortabil, de o călătorie foarte confortabilă. Nu. Cred că v-am făcut să înțelegeți ce înseamnă o frână de motor eficientă în afara localității. Ați văzut ce înseamnă demonstrativ, evident, ce înseamnă să reducem de la 100 de km la oră până la 20 fără să călcăm frâna. Asta nu înseamnă că exact acest lucru îl veți face și voi. De cele mai multe ori veți retrograda o dată sau de două ori, adică din 5 ajungeți în 4 și apoi în 3, sau din 6 ajungeți în 5, în 4 și eventual în 3. Faceți lucrul ăsta doar pentru a reduce viteza. Vedem în față o curbă, cunoaștem drumul sau nu cunoaștem drumul. Luăm piciorul de pe accelerație, retrogradăm. În felul acesta câștigăm timp. În felul acesta mașina noastră reduce și dacă e nevoie în acea curbă, noi vom călca frâna. Deci nu luați motamo ce fac eu acum. Nu înseamnă că și voi la rândul vostru din treapta 6 trebuie să ajungeți în treapta 2 să faceți așa frâne de motor. Nu! Puteți face frâne de motor din 6 în 4 numai pentru a reduce viteza într-un anumit sector de drum. Da? Cale ferată industrială, alte pericole, trebuie doar să ne asigurăm. Da, asta am vrut să vă spun vis-a-vis de frână de motor. Se poate folosi în multe situații, nu doar acolo unde știți că urmează să vă opriți. O puteți folosi și ca să reduceți și să vă adaptați la condițiile de drum, fără să mai călcăm frână. În felul ăsta, consumul devine mai mic, pentru că mașina mergând din inerție nu mai consumă atâta carburant. Și evident, faceți economie de plăcuțe de frână. Cam asta a fost despre frână de motor. Eu sunt Alex și până data viitoare vă doresc drumuri bune și numai bucurii. Salutare.